Ladies and gentlemen, facem unboxing. Astăzi nu plouă, iar ziua de astăzi arată ca o zi de iunie. Aproape că mi inspiră vacanță de vară această. Da, oameni buni, în sfârșit astăzi în București s-a hotărât Sfântul Ilie sau care e responsabil pe acolo pe la ploi. A zis, bă frate, hai să-i mai las pe ăștia un pic că prea-i murăm aici. Da, astăzi nici părul meu sper să nu mai iau foarte mult razna, pentru că de la această umiditate în aer peste tot, a stat foarte aiurea în ultima perioadă și oricum și dacă îl puneam pe Big D-uri, iar se flecea imediat, adică era suficient să deschid geamul, să, nu știu, să ies până afară puțin și mă fleceam la loc, da. Bun, astăzi o să fie ceva unboxing de chestii. PR kit-uri, cred că o să fie, probabil o să apuc să vă arăt și ceva ce am cumpărat, nu știu exact cât timp am și cât chef o să am să fac clipul ăsta, pentru că eu nu sunt dintre acei influencer care să vă spună, mai, eu fac acest clip pentru voi, nu, eu nu fac pentru voi, eu îl fac pentru mine. Dacă voi aveți plăcerea să mă ascultați și să intrați aici pe canal, trebuie, dacă nu vreți, se la mem shows. Eu tot fac YouTube, da? Și dacă mă place și dacă nu mă place, știți cum e, de-aia am pornit canalul. Introducerea a la Jeremy Fragrance a început să-mi placă, mă gândesc și eu la o chestie de genul ăsta. Și apropo de Jeremy Fragrance, pentru că știu că și eu am spus chestii despre el, că e superficial. Asta e tot ce pot să spun despre el, este superficial la capitolul informației pe care îl prezintă pe YouTube. Dar, pe de altă parte, el este superficial în aparență, dar el este foarte profund și profesionist în adâncime, ca să spun așa, pentru că nu poți să-ți lansezi un brand de parfumuri și cred că nu poți să colaborezi cu un om precum Alberto Morias fiind doar superficial acum. Plus că mie îmi place de el ce am observat de-a lungul clipurilor, care are o memorie foarte bună pe parfumuri, pe mirosuri, pe asta. Adică el în capul lui și-a înmagazinat acolo niște informații. Bine, ce nu ne place la el? Și bănuiesc că ce... pentru ce nu este apreciat? Pentru că e un pic așa papagal, la modul... Vai, ce n-ai bine parfumuri, nu fă asta înainte să cumperi, se mai contrazice, ba ți prezintă un parfum ca fiind cel mai bun, ba nu-l cumpăra că nu e bun, ba îi place Dior Sauvage, ba îi place Creed Adventus, ba îi place Le Mal, ba îi place nu știu ce, adică se, uneori clipurile lui se și contrazic. Nu știu ce se întâmplă cu camera, ori mă fac... Ah, ok, că am dat-o un pic mai jos. Da, până una alta, știți cum e, zona asta de online este foarte... ce observ eu, mai ales că mă gândeam acum, în perioada următoare, să fac un clip despre ce am mai observat eu așa în online, despre ce, în social media, bineînțeles, ce se mai întâmplă pe valurile astea de comunicare. Dar o chestie este clară, dacă nu faci un pic de bâz-bâz de ăsta mai scandalos și mai neplăcut, lumea nu te bagă în seamă. Dacă eu aș fi venit acum și povesteam, bună, astăzi haideți să povestim despre ce lucruri am cumpărat și un discurs de la așa, liniar și nu știu ce... Ciuciu, nu eram interesantă, nu se întâmpla nimic. Jeremy s-a prins foarte bine de niște chestii, el profită și de felul cum arată, pentru care muncește, pentru că are și niște clipuri în care ne explică ce face el ca să arate așa cum arată, adică e omul numai fibră tot, așa că ne place, că nu ne place, mie personal îmi place cum arată, e un pic cam exagerat, e un pic prea conturat, pentru că cred că ia și niște suplimente, ceva de proteine, ia niște chestii, parcă îl știu că lua. Dar în rest nu e de la umflat, adică în general băieții care merg la sală sunt unii care la un moment dat se și umflă, devin așa ca niște adrată hidos, așa, dar sunt unii care doar se conturează așa frumos și rămân chiar subțire. Ăsta este genul care îmi place mie. Bun, în caz că erați foarte curioși de pe tema asta. Hai să vă arăt ce am mai primit în ultima vreme. În primul rând, vreau să vă arăt un produs primit de recent și pe care deja l-am încercat de două ori. Este vorba despre noul produs de la Paula's Choice, un nou produs de curățare de data asta și avem un balsam Omega Complex Cleansing Ball. Ba, engleza mea e tot pe la gunoi. Tot pe la gunoi era pe acolo și cum în sectorul 1 au fost probleme cu gunoi, m-au uitat să o ia. Bun, ce vreau să vă spun este că are o textură extrem de fină, foarte plăcută, vă recomand să o folosiți în ritualul de curățare Double Cleansing. Iar cu chestia asta, cu dupla curățare, o să vedeți și în interviul pe care l-am pe blog cu Corina Allen, cea care este omul Paula's Choice în România,
și care ea în sine este o persoană foarte avizată pe zona de skincare, mă povestește cât de important este acest double cleansing. Și chiar mă mai uitam și pe alte articole, că au mai făcut unii și niște studii, că practic niște studii, au niște observații clinice și observa că persoanele care se demachează doar într-un singur pas, că rămân pe față foarte multe reziduri, inclusiv rămân rezidurile din cremele cu SPF, ceea ce nu este ok, pentru că tu, ok, ai purtat SPF-ul toată ziua, seara trebuie să-l dai jos, așa, și la fel că prin double cleansing poți prelua și particule din make-up pe care dacă nu faci double cleansing, ele rămân acolo pe față, știi? Ei, și acest procedeu, ideea de double cleansing, și o să vedeți că în articolul de pe blog, în interviul cu Corina Alan, Corina explică și mai bine procesul. Să vă arăt așa cum a fost și cutiuța. A fost o cutiuță foarte drăguță. Eu până acum de la Paula's Choice nu am primit vreun un press kit așa, nu știu, cu tematică, să zic, așa arată. Da? Adică e o cutie în care este prezentat produsul și ce e frumos, îți spune și when to use și practic și cum să-l aplici. Gently massage a small amount onto a wet or dry skin. Rinse well with warm water. For a deeper cleaner, leave on 60 seconds. Then remove with a soft washcloth. Adică poți să-l și aplici pe față și să-l lași aproape 60 de secunde, adică un minut, și apoi să-l preiei cu un prosoper sau cu o dischetă înmuiată în apă călduță. Sau poți pur și simplu să faci masaj pe față cu el, cum dorești. Este folosit ca prim pas în curățare, după care toner, exfoliant, tratament, moisturizer. Da, și spune că topește practic machiajul, melt away makeup, green with the slash, transforming balm that breaks down impurity, restore hydration, rises completely clean. Bineînțeles, să plătești, conține middle foam, seed oil și jojoba oil, deci omega 3 și 6, este în același timp și foarte blând cu tenul, dar destul de eficient. Dar bineînțeles, într-un, că m-a întrebat la un moment dat cineva, dar curăță bine, bine? Zic, orice te machiază curăță bine, bine, dacă este folosit cum trebuie și în acei pași multipli de curățare, adică nu doar un singur produs de curățare și apoi lăsăm pe față. Că, de exemplu, și apă micelară, dacă folosiți. Folosiți apă micelară, mai folosiți ceva sau folosiți-o două ori și apoi clătiți cu apă. Niciodată doar am șters cu apă micelară și am pretenția să fie acolo crystal clear pe față, în niciun caz. Da, oricum, astăzi părul nu-mi stă nicio formă. L-am spălat acum câteva ore și l-am uscat cu peria aceea rotativă de la Roventa, care câteodată merge, câteodată nu. Astăzi nu a mers. Da. Bun, am mai primit din partea celor de la Dermastore niște uleiuri de corp de la Hey Pois. Pe acestea deja le-am folosit și v-am și pus niște stories pe Instagram, dacă mă urmăriți pe acolo. A fost o surpriză foarte plăcută, mie oricum îmi place tot ce ține de monoi, de acest ingredient natural și exotic care este folosit în cosmetice. Am aici aren de marchiz, ce mai am? Mille fleurs, sticluțele sunt de sticlă, de-aia le țin bine să nu așa, și monoi orchidee tropical. Mi-a plăcut când a fost mai frig, ele s-au solidificat așa puțin, dar ieșeau în continuare foarte ușor. Din sticluțe arată așa și foarte drăguță ambalajele, sunt din sticlă și sunt foarte plăcute de aplicat pe piele și după epilare se simte foarte bine. Mi-au plăcut tare mult. E prima dată când intru în contact cu acest brand Hey Pois. Eu mai văzusem, așa, mai văzut și în social media, dar n-am dat, vă dați seama, sunt atâtea branduri, și asta este o altă chestie. Frate, deci cred că în fiecare zi când mă uit pe Instagram mai văd o marcă de care habar n-aveam, cel puțin una pe zi. În ultima vreme chiar am zis, frate, este explozie de skincare și de haircare și de așa, adică nu numai skin, dar foarte multe mărci, foarte multe produse, device-uri, tot felul de chestii care mai de care mai neașteptate, da? Ei, și Hey, despre Hey Pois văzusem la un moment dat, dar na. Am mirosit să scriu de la ei că am primit din partea lor și o mostră de parfum și am fost foarte plăcut impresionată. Chiar le-am lăsat un mesaj pe Instagram și le-a spus, păi nu vă știam de parfumurile voastre, dar mi s-au părut foarte mișto și sunt făcute parfumurile în genul acelor parfumuri bio.
Da, deci mie nu-mi place cum stă astăzi părul, de nicio culoare, mă tot uit pe cameră și zic, Doamne, de ce stă atât de nașpa, dar în fine. M-ați mai văzut voi în clipuri și mai rău și mai bine, în fine, v-ați obișnuit. Cei care v-ați obișnuit, ca cei care nu v-ați obișnuit, asta e. Din partea celor de la Fares am primit două pachete, dar o să vi le arăt pe unul, pentru că de aici va fi ceva cadou și pentru voi. Am primit... Da, au venit și niște flori foarte drăguțe, le vedeți acolo pe masă, de la Purple Flowers. Hai să vi le arăt mai aproape. Chiar sunt prea frumoase ca să stea aici în umbră. Ia uitați ce buchet. Aici este un bujor. Da, bujor, trandafir și mai sunt pe aici niște flori. Foarte drăguț arată. Super, super cute. Așa, îl punem aici mai bine. Vedem, se vede? Nu se mai vede! Oh, oh. Unde să-l punem? Unde să-l punem? Hai să-l punem aici. Deci se vede? Hai să vedem mai bine. Și ei mi-au trimis, am primit și iar produse și din gama Distonoplant, dar am primit și ceva produse din această gamă de slăbit. Perfect Silhouette, silueta perfectă, pardon. Așa, din care, da, o să fac un concurs pentru cine este curios, pentru cine vrea să slăbească. Eu nu vreau să slăbesc, nu țin în mod deosebit. Eu tot ce am acum de lucrat, am de lucrat la partea de tonifiere, deci iar la partea de tonifiere, pentru că nu mai vreau să slăbesc, vă spun foarte sincer, dacă mă mai slăbesc acum, chiar aș arăta, da, bine, sunt convinsă că acum oricine ar putea să vină să spună, hai Ana, că 2 kg mai poți să dai jos, 2 kg, poate, dar aș arăta totuși mult prea skinny și mie nu-mi place aspectul de skinny, pentru că ce se întâmplă, ce am observat eu la mine, când slăbesc, o să pun asta aici, așa, când slăbesc, nu-mi place cum mi se văd oasele aici, știi? Și oricum aici mi se văd, eu am oasele, am claviculele foarte pronunțate și nu-mi place să se vadă așa, că dau senzația de om foarte slăbănău, foarte așa, și nu e cazul, că nu sunt, că n-am, adică nu sunt slabă, slabă, am și eu fund, am și eu un alt, adică nu sunt chiar, adică sunt identificabilă ca femeie pe stradă, știi? Da, s-ar putea să se vadă 2 mm de păr sub braț și eu acum probabil va fi o armată aici de puritane care o să așa, dar mă epilez, să fac acest anunț, mă rad o zi, da, o zi, nu pot să mă rad în fiecare zi sub braț. Și apropo de, uite, de epilarea asta definitivă, mi-am luat aparatul de la Lidl, ăla de epilare definitivă, că am zis să încerc și eu și am zis, băi, nu încerc orice, hai să-mi iau cu un aparat care e un pic mai slăbuț, vreau să vă spun că se simte. Pe mine mă ciupi, ca să spun așa, și nu-mi place senzația. M-am mai documentat despre IPL și despre tot ce înseamnă chestia asta. Concluzia mea este clară. O să rămân la metodele de epilare tradiționale și care totuși îți permit corpului să se desfășoare așa cum este el. Nu am o pilozitate pe mine atât de neplăcută, că acum, Doamne ferește, dacă ajungi să ai... o pilozitate foarte nasoală, da, m-aș duce și m-aș sacrifica, m-aș da cu, că am văzut că acum la epilările cu laser, cu IPL, uite, iar cred că a intrat un țânțar, și în clipul trecut a intrat un țânțar, din cauza ploii, din cauza umidității, na. Așa, Doamne ferește, deci dacă ajungi chiar să ai nevoie de epilare definitivă, m-aș duce în mod cert la un cabinet dermatologic, unde să mă facă cineva urmărit, neapărat la un cabinet dermatologic să mă fac un dermatolog, nu să mă fac o tante dintre asta care intră, stă într-un cabinetel de la așa și zice, haideți la epilare definitivă. Nu mă văd intrând acolo. Așa, și nu m-am simțit ok, ca atare cred că o să vând aparatul ăla dacă e să și-l dorească. Apropo, dacă e cineva care a văzut, a fost oferta aceea la Lidl, 390, 400 de lei, în fine, așa, și îl vrea, discutăm în privat, pentru că eu nu, doar l-am încercat, mi-am dat seama că nu este pentru mine, l-am cu cutie, l-am cu toate alea, dacă îl dorește cineva, să-mi scrie în privat pe pagina de Facebook și... negociem un preț de bun simț, că normal nu o să-l mai vând la aceiași bani care au fost. Deși nu l-am încercat decât per total 5 minute într-o zi și 5 minute într-o zi, după care mi-am dat seama că nu mă simt confortabil cu el, nu ciupește tare, adică nu simți. Când ai impulsul ăla, nu este atât de neplăcut. E suportabil, dar mie îmi creează o stare de disconfort, mi se pare că se întâmplă ceva acolo care nu-mi place. Și atunci, mai bine să nu. Și vreau să vă arăt și un pachet pe care l-am luat recent de la Notimo. Hai că mă duc la aici. L-am despuiat săracul. E cu toate plasticele.
Da, pentru că cei de la Notino ambalează, na, normal, având parfumuri și produse de lux. În general, sunt atenți la detaliile astea. Avem aici o tonă de plastice. Le aruncăm pe aici pe undeva. Bun. Și mi-am comandat așa, în primul rând, iubitul meu Chanel Allure. Tare iubesc parfumul ăsta și nu îl mai aveam decât în format spray de păr. Și am zis, băi, trebuie să-mi iau un așa și mi-am luat în format Eau de Parfum. A fost vreo 300 și ceva de lei. Bun. Asta odată. După aia, am tot primit întrebări și adevărul că și eu sunt curioasă despre Alive de la Hugo Boss. L-am mirosit. Parfumurile de la Hugo Boss sunt probabil cele mai generice, cele mai purtabile, cele mai așa. Și am zis, băi, hai să-mi iau și eu. A fost o ofertă destul de ok, cred că până, da, a fost până în 200 de lei. Sau, bă, nu până în 200 de lei. Până în 200 de lei a fost ofertă. Eau de Parfum 50 de ml și crema de corp. Și am zis, băi, să-l iau, pentru că astea oricum. Și dacă am zis, parfumul, dacă nu o să-l folosesc eu foarte mult timp, oricum vreau să-i fac un review și vreau să vă povestesc despre el puțin, pentru că a fost așa un concept de parfum nou lansat de la Hugo Boss, care practic, am zis că trebuie să-i fie pereche lui Hugo Boss Battle, clasicul parfum de la Hugo Boss pentru băieți. Și e un parfum așa, un concept frumos, un concept interesant pentru un parfum de mainstream, normal că nu e de nișă. Și am zis, băi, hai să-l iau în casetă așa, ca să mă lămuresc cum e. Ia să vedem. Știu că are niște note de măr, niște note lemnoase. Știu că e destul de... Băi, frate, dar e băgat aici. Stați așa că mă pun să-l scot din cutie. Haide! Alive! I'm alive! Ia să vedem. Uite, și pe margini interesant, e metalic, așa. Nu miroase cine știe ce. Prin... Notele noastre are destul de multe și miroase de răpinișor. Da, e un parfum lemnos cu ceva vanilie, simt pe acolo. Destul de generic, dar e destul, mi se pare destul de lemnos pentru ce mă așteptam eu. Mă așteptam să fie mai... să fie mai superficial, așa, pentru un parfum Hugo Boss lansat acum. E lansat relativ recent. Cred că, nu știu, 2020-2021, chestie de asta, adică nu e foarte vechi. Știu, din ce știu, este și EDP și EDT. Bun, hai să vedem ce am mai luat pe aici. După aia, am avut un voucher mai mare pentru că am avut o colaborare cu cei de Notino mai, să zic, mai îndelungată, sunt pe perioadă mai lungă și atunci să zic că voucherul a fost de valoare mai mare, de-aia mi-am permis să iau mai multe chestii. Altfel să știți că eu parfumul nu mai îmi cumpăr anul ăsta. Am dat, am promis atât. Vreau să-mi iau ori de Sfânta Maria, ori de o ocazie de asta, na, că sunt și eu om. Vreau să-mi iau Angelic Noir de la Guerlain, pe care practic am vrut să-mi le iau de anul trecut, am vrut să-mi le iau de ziua mea anul ăsta, dar am zis hai să-mi iau altceva și le-am tot sucit și învârtit. Și până la urmă am zis nu, vreau să-mi iau Angelic Noir și e destul de costisitor, este, cred că e 210 euro la Place Vendôme, de acolo o să-mi le iau firește că n-am de unde să-mi le iau din altă parte. Așa și până atunci am zis că singurele parfumuri pe care o să-mi le mai cumpăr vor fi doar, în fine, vor proveni din colaborări, adică acolo unde am bartere, unde practic eu ofer niște servicii și în schimb se oferă produse și unde am ocazia să-mi aleg parfumuri. În rest, nu. Nu mai vreau să mai cumpăr parfumuri pentru că, ce credeți, am totuși prea multe și trebuie să am o limită. Și mi-am recumpărat Opium Eau de Parfum. Deși, acum, recent, am dat la schimb unul, că am zis, gata, frate, aveam prea multe opium în casă, că mai am un opium, așa, dar nu știu, frate, ce am, adică eu totuși sunt, să știți că am observat că sunt atașată de parfumurile clasice până la urmă, adică din punctul ăsta de vedere pot să vă spun și vouă, când aveți dubii, when in doubt, că tot e expresia asta, dacă te dau și de acolo, scuze, răceala mea, adică viroza asta care a fost, Așa. When in doubt, buy classics. În materie de parfum. Sunt cele mai sigure, sunt din timpurile alea old school, când se făcea parfumerie serioasă, deci nu.
Allure de la Chanel, Opium de la Yves Saint Laurent, piesă că o rulea în cor. Rion. Să zicem așa. A, mai dat acum, cred că a fost în licitație, a fost Vapeur d'Opium, da, de acela chiar mă plictisisem. Adică mai aveam nu știu câte alte parfumuri care erau similare. Bun, deci gata cu parfumurile, da? Ați auzit, am dat aici oficial, anul ăsta doar Guerlain Angélique Noir, o să mai cumpăr când o să fie o ocazie. Ce ocazie? Ce am aici? A, văd că mi-au trimis o mostră din noul L'Essentiel, ăsta High Perfection Foundation, adică varianta aceea ușor matifiantă, da? Este nuanța 3. Apropo, dacă îl vrea cineva, eu cu nuanța 3 nu știu exact că am avut fondul de ten. Apropo, și pe ăsta m-am tot învârtit. Să-l iau, să nu-l iau, nu se văd. Eventual poate o să-l iau undeva mai spre toamnă. Pentru că tot vreau să-mi găsesc soluții de reîmprospătare a SPF-ului pe perioada zilei, mi-am luat de la Vichy acest spray pentru față cu SPF 50. Am văzut că are o formulă destul de ok. Iar în perioada asta la Notino a fost cu cadou la Vichy, adică orice produs solar cumpărai, primeai acest produs After Sun, lapte calmant după, care este și pentru față și pentru corp, după soare, după expunerea la soare. Iar acesta este pentru față, da? Este pentru față. Bine, asta nu vă împiedică să l-a plecat de colteu, mâini, în fine. Adică să-l am acolo în poșetă pentru a reîmprospăta SPF-ul pe perioada zilei, dar nu știu ce are camera asta, ori eu mă sucesc cu nu știu ceva pe aici. Bun. Și pentru că am tot văzut produsele de la Essence, sau Essence, je ne sais pas cum să zic corectement, că au scos produse de skincare, mi-am luat aceste două produse de la Essence, este o cremă pentru ochi și un ser mai creamy, așa, pentru ten. Da? Pentru că am tot auzit de produsele lor, că sunt foarte friendly, foarte simpatice și sunt și extrem de ieftine, adică ăsta a fost vreo 20 de lei și ăsta, nu știu, vreo 17 lei. Da, și am văzut că sunt și formulele curățele, sunt în regulă. Bun. Ce mai vreau să vă arăt și vă spun că am stat așa... Am avut așa starea aia de, băi, să arăt, să nu arăt, să... Până la urmă am fost de acord să încerc produsele de la Plage Bio. Da, am fost de acord să încerc produsele de la Plage Bio, deodată, pentru că eu am stat și m-am uitat la ei pe site, le-am analizat formulele, nu mi se pare atât de... Adică nici n-am înțeles fetele acelea de la ce au problemele, sincer, dar în fine, nu e... Nu e treaba mea și asta este o chestie pe care o să o decidă legea, pentru că am înțeles că ei sunt încă în curs de proces. Plus că eu personal cunosc oameni care folosesc produse de la Plage Bio, care nu sunt influencer, care sunt oameni normali și care au zis, da, am așa ceva acasă și folosesc. Și n-am nimic, adică nu... Dar chiar cineva, nu știu, îmi dădea exemplu de nu știu ce cremă a lor, Regina sau Rena sau nu știu ce, care a zis că, bă, e foarte mișto. Ok. Am avut și o discuție scurtă pe Instagram cu ei pentru că am văzut că au adus un aparat, care măsoară cât de bine funcționează un SPF pe față, în fine, multe alte lucruri. Au adus un fel de dermoscan dintre ăsta și am felicitat pentru că au acest aparat, am și pus la mine pe stories. Pe mine m-a impresionat plăcut chestia asta și cu ocazia asta am și fost de acord să încerc produse de la ei. Da. Ei, vreau să vă spun că de două săptămâni folosesc două produse de la ei, nu în fiecare zi, nu o să vă mint acum să vă spun, vai, dar eu în fiecare zi folosesc Plage Bio, că nu este vorba despre asta. Însă sunt două produse de la ei, mi-au trimis mai multe și să știți că am păstrat ceva și pentru voi la un moment dat, pentru că vreau să fac la un moment dat un giveaway mai mare. Ați văzut, am și produse de afară, sunt o fel de produse pe care eu nu o să le folosesc pentru că, apropo, de la Plage Bio am primit și ceva pentru ten gras și nu, eu nu am probleme de ten gras. Dar ce am folosit și a fost în regulă este acest pre-cleanser gel to oil, da, și este un ser cu acid ferulic și cu vitamina C. Vreau să vă zic imediat că s-a întunecat iar cum este serul acesta, adică ce are, are vitamina C 15%, acid hialuronic microencapsulat și proteină de mătase
japoneză și are ferulic acid 1%. E un ser, practic, na, un ser de zi și de noapte, cu o textură ușor lăptoasă. A venit sigilat. Are un lejer miros de portocale, este foarte fin, mi-a intrat în piele. Da, m-am dat pe față cu el, m-am dat de cel puțin 5-6 ori m-am dat în... De 5 ori, hai să zic, m-am dat în perioada asta. Bineînțeles că prima dată când am primit, m-am dat foarte mult pe mână ca să întâi să mă lămuresc, că n-a, vă dați seama, și eu aveam în cap demonii aceia, pozele acelea oribile pe care le-am văzut pe net. Măi, frate, n-am pățit nimic. Ok, hidratează, e un produs ok. N-am observat, normal că în 5 folosiri n-ai ce să observi la un produs. Asta, în schimb, mi-a făcut o mare plăcere pentru că am avut videoclipurile acelea în care, cred că ați observat și voi, am fost și un pic mai machiat, așa? Și am folosit la demachiere chestia asta, ce-mi place foarte mult e ambalajul. Că pe ăsta apeși și ți vine deasupra, în farfuriuța asta îți vine un ulei, un pe care îl dai pe față, masezi, practic se dizolvă machiajul rezistent și după aia, ăsta este un pre-cleanser, deci foarte bine numit produsul și după aia te curezi, dacă mai vrei, cu apă micelară, cu gel de spălare, cu spumă, cu ce dorești tu. Iar mai ce pot să spun? Nu sunt nici mirabolante, adică nici n-am făcut vreun crash. Vai, de mâine o să folosesc mai plaj bio, nu o să mă vedeți pe mine cu textele astea niciodată, pe mine nu m-ați văzut la niciun brand, pentru că eu nu sunt de genul ăsta, nu o să mă vedeți pe mine, vai, eu folosesc acum numai brandul ăsta, nu, din potrivă. Asta e și ideea, ce vă spuneam mai înainte, sunt atâtea produse pe piață, încât e păcat să nu încerci atâtea lucruri, dar una peste alta am și produsele și cum au venit ambalate, apropo, să văd dacă mai am aici. Da, mi-au venit ambalate în niște cutiuțe de-astea așa, una de-asta o să fie și pentru voi. Niște gentuțe de-astea termorezistente, să spun așa, au venit ambalate foarte curate, foarte ok. Adică n-am avut niciun feeling că primez un produs dubios sau ceva necurat sau... tot a fost ok. Pe de altă parte, ce voiam să vă zic așa, este că pe piață sunt foarte multe produse care nu mi se potrivesc și produse care mi se potrivesc. Ideea este să ai să o spun așa ca să nu se sensibilizeze lumea, că e foarte multă lume sensibilă în perioada asta. Trebuie să ai un pic și propria ta capacitate de evaluare ce ți se potrivește și ce nu se potrivește. Să înțelegi că anumite ingrediente dau sensibilizări și dacă dau o sensibilizare și tu nu te simți ok, nu o să mergi înainte cu un produs. Firește, sunt produse, de exemplu, cum a fost un ser cu ori cu AHA, ori cu BHA de la Palace Choice, care pe mine m-a ciupit de la prima aplicare și m-a usturat un pic fața și când am scris Corina Alan, Corina a spus ok, nu mai folosi chestia asta. Am avut o surpriză cu un ser de la Guerlain, da, am avut o miniatură ca lumea de ser de la Guerlain și nu m-am uitat pe el, conținea acid glicolic. Mă dădeam seara cu el, bine că nu m-am dat pe ochi, doar. Oricum scria pe el, oricum cu ser nu mă dau în zona ochilor. Decât dacă este genul de ser, cum este, de exemplu, serul de la Clinic Moisture Surge, care e acid hialuronic, mă dau all over the face, n-am nicio treabă. Sau la fel, serurile cu acid hialuronic de la Pharmac. Mă, dea cu ăla când m-am dat, bă, efectiv simțeam că mi se întâmplă ceva pe față, că mă gâdilă, că mă arde, că mă așa, când acolo avea acid glicolic, frate, în formulă. Nu mi-a trecut prin cap să mă uit înainte și aia era, da? Deci nu înseamnă că există branduri per total bune sau branduri per total proaste. Cum știu la fel persoane care și-au distrus fața insistând cu aplicarea acelor exfoliante de la The Ordinary. Că nu lasă, că e bine așa, că i-a zis prietena ei, da, dar nu că e normal dacă ți se înroșește, da, e normal și dacă faci gaură pe față, dă-i fată înainte că să exfolieze tot. Și sunt fete care și-au distrus fața cu The Ordinary, da, și așa. Ei, se poate întâmpla să îți agresezi tenul și cu tot felul de produse sau cu tot felul de proceduri. Ideea este că trebuie să știi unde să te oprești și trebuie în timp să-ți cunoști pielea și trebuie să-ți testezi. Apropo, eu să știți că m-am obișnuit de ceva vreme, ca întotdeauna când primesc un produs, mă uitam acum în jur așa să am ceva să vă arăt,
prima dată îmi dau aici. Orice cremă, vreau să vă spun, în ultimii 2 ani, pentru că de când m-am lămurit cu chestia asta, am văzut și că eu sunt mai sensibilă și așa mai departe, fac așa. Deci prima dată când cumpăr sau când primesc o cremă, oricât de bună ar fi, oricât de lăudată, deci și ghirlanda că este, prima dată îmi pun aici. Stau jumătate de oră, văd, nu se întâmplă nimic, ei, și după aia încerc aici, da? Ei, și dacă și aici este ok, abia după aia vin pe toată fața, dar nu floșc, am primit crema, mi-o trântesc pe față, mă doare și după aia încep să fac scandal. Și cam asta este și recomandarea, și să știți că practic asta este și recomandarea companiilor de cosmetice. Orice produs se încearcă ușor înainte, se vadă, dă vreo reacție, nu dă vreo reacție, ca și vopseaua de păr de altfel. Ați văzut că pe vopseaua de păr scrie să-ți faci testul, chiar cu o zi înainte să te vopsești. Da, cine îl face? Știi că toți avem senzația, lasă dragă că îmi văzut pe YouTube, ce... Dacă aia s-a dat cu cremă și n-a pățit nimic, nu o să pățesc nici eu. Bun, cam astea au fost produsele pe care, să știți că miroase bine live-ul ăsta de la Hugo Boss. Uite că acum îmi vine de aici, de pe mână, e o notă lemnoasă frumoasă, nu știu ce e. Nu știu ce notă lemnoasă e, dar e o notă lemnoasă care îmi place, da? Deci ăsta este setul, mai arăt o dată. Chiar nu-mi pare rău că l-am luat. Și dacă așa că m-am foit, să-l iau pe ăsta, să nu-l iau, hai să-l iau. Mă uitam printre noutăți, așa, știi ce mai e, și am zis, hai să iau și ceva mai nou, dar ceva nou care totuși să-mi placă așa la o primă descriere. Bun, ăsta a fost unboxing-ul de astăzi. Și unboxing, și un pic de plaj bio, și un pic de parfumuri, și un pic de... ce să mai zic, ceva mai am dat pe aici, și esanț, și flori, și tot felul de lucruri și chestii de slăbit. Și o să fie în curând un alt giveaway pe YouTube. Acum, cred că fix în momentul când filmez eu, acum este în derulare acela cu parfumurile. Sper că ați participat. Dacă nu mai... o să mai aveți timp să vedeți acolo până când. Și n-am ce să vă spun. Asta a fost unboxing-ul. Ne vedem la următorul clip.